Începând cu ziua de ieri, România a intrat oficial în spațiul Air Schengen și spațiul maritim. Și despre aceste modificări, despre ce presupun aceste schimbări și cât de așteptat a fost acest moment de către cetățenii români, o să aflăm în continuare de la corespondentul Radio Moldova la București, Mircea Oprea. Mircea, bună dimineața! Bun găsit tuturor! Așadar, o noutate mult așteptată de cetățenii români. Aș vrea să aflu mai întâi de toate care este atmosfera și starea de spirit. Oamenii ce scriu, ce plasează pe rețelele de socializare? A fost, în primul rând, trebuie să spunem, un moment îndelung așteptat de România, pentru că, poate e cunoscut sau nu, România încă din 2011 a îndeplinit absolut toate criteriile de aderare la spațiul de liberă circulație. Din considerente care țin de statele membre, din considerente politice pe care poate le vom aborda mai târziu în discuția noastră, aderarea la spațiul Schengen a României a fost blocată de diverse state, ultimul dintre ele Austria, până în iarna anului trecut, în decembrie, când toate statele membre și-au dat acordul, pentru că, trebuie spus, este nevoie de unanimitate pentru acceptarea unui nou stat membru în spațiul Schengen. Există o doză de entuziasm care cred că e resimțită și în zona politică. Evident, nu au ratat ocazia politicienii de a se alătura acestui triumf diplomatic venit după prea multă vreme, putem spune, pentru România. Și pe rețelele sociale, așa cum ați spus, este un subiect de interes. Evident, în zona călătoriilor aeriene este cea mai mare schimbare care are loc și, având în vedere că două treimi din zborurile efectuate din România în afara țării în anul trecut au fost în spațiul Schengen, ne putem da seama că există un număr important de români, de călători, care vor beneficia de eliminarea acelor controle din aeroporturi care fac tranzitul mult mai dificil, evident. În cadrul unei conferințe de presă a fost enunțată și informația potrivit căreia aeroportul internațional Henri Coandă a trebuit să ofere servicii de asistență și de control vamal pentru 23 de milioane de pasageri. Asta ar înlesni cumva și lucrul poliției de frontieră, sau cum se schimbă procedural vorbind această intrare în spațiul Schengen? Da, foarte pe scurt, trebuie să spunem că persoanele care au cetățenia română și vor să părăsească teritoriul statului pe cale aeriană și pe cale maritimă vor scăpa, după cum spuneam, de acele controle ale poliției de frontieră. Practic vor trece prin controlul de securitate și vor merge direct la porțile de îmbarcare. Lucrătorii de la poliția de frontieră vor putea în continuare să verifice documentele în mod aleatoriu ale călătorilor sau în funcție de informațiile sau suspiciunile pe care le au. Cam asta ar fi principala modificare. În ceea ce privește lucrul autorităților de frontieră, poate e interesant de menționat faptul că vor avea lucrătorii de la frontieră anumite dispozitive mobile cu ajutorul cărora vor putea să verifice informațiile în timp real, să verifice documentele celor care călătoresc, în măsura în care acest lucru se impune. Așadar, doar în mod excepțional se vor întâmpla aceste controle. Spuneați și dumneavoastră, 23 de milioane de zboruri au fost înregistrate de pe aeroporturile din România în anul trecut. Și vă spuneam mai devreme că două treimi au fost către state din zona Schengen. Ne putem da seama că pentru foarte multe persoane cu cetățenie română, inclusiv din Republica Moldova, pentru că, exact, din câte știu, undeva la un sfert aproximativ din cetățenii Republicii Moldova au cetățenie română, sunt și ei interesați, sunt sigur, de aceste schimbări. Aceste modificări vizează cele 16 aeroporturi de pe teritoriul României, dar și cele 4 porturi maritime situate în județul Constanța. Totuși, lumea susține că mai mult au așteptat intrarea în Air Schengen decât
modificările din spațiul maritim. De ce? Cum se explică? Evident, cei mai mulți oameni călătoresc atunci când părăsesc teritoriul țării pe cale terestră și pe cale aeriană. Transportul maritim este destinat în special zonei de mărfuri. Dar plecarea pe cale terestră este cel puțin la fel de importantă cum este cea pe cale aeriană, pentru că de altfel acesta este principalul obiectiv pe care România îl are în următoarea perioadă, intrarea în Schengen și cu spațiul terestru. Aici sunt o grămadă de considerente, pe lângă cele sociale, mă rog, cele care ne privesc pe fiecare dintre noi, care poate plecăm în vacanță în afara țării, poate milioanele de români care lucrează în afara țării și vor să plece și să se întoarcă mult mai ușor. Evident că ne interesează pe aceștia dintre noi foarte mult această aderare la spațiul Schengen cu frontierele terestre, în special în zona de trecere înspre Ungaria și înspre Bulgaria. De altfel, se fac cozi importante, în special în sezonul cald, cozi de care sperăm cu toții să scăpăm în 2024, dacă lucrurile vor decurge așa cum e de așteptat. Vom vedea la nivel diplomatic, la nivel politic, e nevoie de negocieri, au spus-o și autoritățile române recent, negocieri care să vizeze în principal înduplecarea Austriei, să schimbe poziția și să fie de acord cu primirea României și în spațiul Schengen terestru. Vom vedea ce se va întâmpla, lucrurile nu sunt deloc clare. În Austria sunt alegeri legislative în această toamnă. Premierul Nehammer nu a dat semne reale că e gata să-și schimbe poziția în această chestiune. Este relevant să legăm de scena politică din Austria poziția Vienei față de accederea României în Schengen terestru, pentru că a fost cumva folosită ca mecanism politic de către actuala putere de la Viena această chestiune. S-a vorbit mult despre problema migrației în Europa, iar România a fost cumva catalogată drept o țară de neîncredere. Poftim? Drept o țară de neîncredere în această materie. Dar cifrele o arată că nu era vorba despre așa ceva. România nu este nici de cum o țară preferată de migranții care vor să ajungă în vestul Europei. Alte zone sunt preferate, Marea Mediterană, pe acolo vin foarte mulți migranți, zona Greciei și nu numai. Cifrele au arătat-o. Autoritățile de la Viena au ales totuși să ducă această luptă nedreaptă și cumva să se folosească de dreptul de veto pentru a bloca România, spunând că noi avem de-a face cu creșterea numărului de migranți, fapt care cifrele au arătat-o că nu ține de realitate această afirmație. Vom vedea ce se va întâmpla. Chestiunea politică, din nefericire, își face simțită prezența în această chestiune, care ține până la urmă de reguli clare, reguli europene, de criterii pe care România, ca și Bulgaria, de altfel, le-a îndeplinit de mult. Într-adevăr, spuneai și tu că România întrunește toate condițiile pentru a intra în zona Schengen, dar se face uz de acel drept de veto, invocându-se niște clauze cu care România nu este întocmai de acord. Dacă e totuși să vorbim din punctul ăsta frumos de vedere, avantajele ar fi următoarele: lipsa cozilor la controlul vamal, nu ar mai fi acel timp așteptat, dar va fi și simplificat lucrul nemijlocit al reprezentanților poliției de frontieră. Ai reușit să comunici cu cineva care intenționează să călătorească în spațiul Schengen și mai nou fără acele verificări? Da, discutam ieri cu un europarlamentar român care a trecut în cam 5 minute printr-un proces care de obicei putea dura până la jumătate de oră, o oră, depinde foarte mult de cât de aglomerat este aeroportul în acel moment. Evident, practic, când călătorești pe calea aeriană, sunt două filtre prin care trebuie să treci.
cel de la controlul poliției de frontieră, controlul identității și controlul de securitate. Controlul de securitate, evident, rămâne valabil. Cel al identității a fost așadar eliminat și timpul probabil că undeva se înjumătățește sau în zona aceasta. Este bine să auzim aceste noutăți. Într-adevăr, polițiștii de frontieră vor fi în continuare prezenți în aeroporturile din România pentru a efectua acțiunile polițienești punctuale, dar se va simplifica și modalitatea de lucru. Rămâne de văzut deja cum vor negocia Austria, România, cum se vor implica și alți actori din spațiul Schengen în vederea rezultatului final și mult răvnit. Mircea, îți mulțumim tare frumos pentru aceste informații și sper să ne reauzim curând cu noutăți frumoase. Mulțumesc și eu.